în sfârșit am ajuns la jumatea releului de pe dealul din Ștefănești. Cred că are aproximativ 60 de metri. A fost foarte obositor pentru că am urcat rapid. Opa, suntem la primul balcon, nu are multe, are decât două, dar destul de spectaculoasă privirea, pentru că se află pe un deal înalt de la periferia Piteștiului. O să aruncăm o privire mai largă de sus. Am avut foarte mari emoții, deoarece circulă în altă tensiune pe acest stâlp. O să stau puțin aici și după aia mai urc și tronsonul următor. A durat cam 30 de minute. Este destul de înalt, are aproximativ 60 de metri. Bineînțeles că nu am cerut aprobarea nimănui. Nu am nevoie să pierd timpul cu gândirile convenționale anchilozate ale autorităților. Iată acum o panoramă și asupra Piteștiului. Iată turnul de la Petrochimie împreună cu combinatul. Orașul Pitești. Se văd și munții destul de clar la orizont. Nu prea se ia pe camera. Se vede și Neguiu Moldoveanu. Acesta este vârful, nu mai este nimic în sus. Să opresc puțin camera pentru că nu sunt într-o poziție relativ confortabilă. Coborând în vârf, să mai stăm la balcon. Nu prea să vede nimic de toba asta aici.
acum mă pregătesc să execut coborârea. Sper să reușesc în siguranță. Aerul este destul de uscat. Mi s-a uscat gura, cred că o să fac o pauză ca să beau apă. Aici este o zonă unde simt puțină amețeală, probabil de la unitățile astea electronice Ericsson. Sper să nu fie antena SRI-ului, ca să mă aleg cu un glonț în cap când ajung jos. Dar nu cred că SRI-ul ăsta accesul direct la așa ceva. Coborârea decât cu o mână, dar nu e imposibilă. O să dau puțină apă. Sper să nu cazi. Cameră mică. Ce ești tu? Ca să mai am și eu cu ce filma altă dată. Este foarte important la urcări de acest gen să luați apă, nu suc sau alte băuturi, pentru că de obicei le provoacă, datorită zahărului, o sete și mai mare. Apa este cea mai bună. Avem puțin și am ajuns la jumate. Așa cum de obicei mai avem, pentru că consider că și tu, ca vizitator al acestui filmuleț, ești alături de mine. Și nu te gândi că aulul era să cazi. Dacă era să cad, nu mai vedeai filmulețul. Deci cu siguranță l-am căzut dacă l-am postat. Nu? Oh,
aș fi filmat și urcarea dacă aveam o cască sau un suport pentru cameră sau montez pe cap. Este mult mai dificil să urci decât cu o mână. Pauză și o să reiau mai de jos. În sfârșit am și coborât. În siguranță. Este o panoramă care impresionează chiar și de la așa, având în vedere că dealul are cu vreo 150-200 de metri mai mult decât nivelul la centrul orașului. Iată. Nu avem treabă cu unitatea centrală de care cauzează funcționarea. Așa că ne vom retrage în liniște.